Ceau Becheș, 3 puncte, un loc 3, sperat, nesperat? Eu zic, după jocul prestat și astăzi și în returul ăsta de campionat, meritat și muncit. Băieții au muncit și au dorit mai mult victoria. Echipa oaspete, eu zic că nu ne-au pus probleme, n-au avut ocazii clare de poartă. Noi am avut multe ocazii, prima repriză, chiar și după gol, eu zic că golul, bara aia, aceea a fost și gol. O să ne uităm pe reluări, dar pe total suntem mulțumiți de jocul echipei. Au mai fost câteva ocazii și, da, lăsând la o parte ocaziile, astăzi ați jucat într-o formulă nu cea mai bună din cauza absențelor. Din cauza absențelor, da, așa este în retur. În fotbal se adună cartonașele, se adună accidentările. Într-adevăr, ne-au lipsit și Roman și Ciupe, dar și băieții care au intrat au demonstrat că merită să joace la echipa asta și îi felicit pe această cale. Încet, încet, diferența de puncte se reduce între Sănătatea și liderul seria 5-a. Avem un gând bun pentru suporteri atâția cât sunt, încercăm ceva mai mult? Sigur că da, sigur că da. Noi așa ne-am pus obiectivul, cât mai îndrăzneț, să jucăm fiecare meci la victorie. Dacă ne iese, e bine, dacă nu, asta e. Da? Uite, ușor, ușor avansăm și în clasament. Astăzi am urcat pe locul 3. Un loc meritat, zic eu, pentru echipa asta și pentru jocul prestat. Pentru ce fac băieții? Da. Etapa viitoare, miercuri. Da, un derby frumos, un derby frumos, abia așteptăm, n-avem nimica de pierdut. Am demonstrat și aici meciul tur, de la 2-0, tot așa cu multe absențe în joc, am revenit la 2-2, am pierdut pe o neatenție, pe o lovitură de la 11 metri. Asta este, mergem să jucăm și noi n-avem ce să pierdem și sper să ne întoarcem cu punct sau cu puncte.